Deși sunt infectați cu noul coronavirus și au simptome, tot mai mulți bolnavi aleg să nu meargă la spital și să-i pună în pericol pe cei din jurul lor. Pentru că nu mai au pârghii legale ca să-i oblige să se interneze, autoritățile o iau la pas printre casele oamenilor pentru a-i convinge să respecte măsurile de precauție. Într-un cartier din Târgu Jiu, unde există deja 10 bolnavi care stau acasă, polițiștii și jandarmii au împărțit ieri măști și sfaturi. Distanța de la ușă, cât puteți, vă rog eu din suflet. Respectați distanța. Stați în casă cât mai mult. Minute în șir au roit polițiștii și jandarmii în frunte cu prefectul județului Gorj pe străzile din acest cartier din Târgu Jiu. Sfaturile de prevenție au ajuns la urechile locuitorilor chiar prin vocea liderului comunității, care le-a cerut insistent să fie precauți. Care aveți semne de cu temperatură, semne de virus, anunțați-ne, vă rog eu din suflet. Trebuie să respectăm și noi regulile. Acțiunea de informare a venit după ce 10 persoane din cartier, testate pozitiv și cu simptome, au refuzat să meargă la spital. Sunt și astfel de persoane care, uzând de drepturile constituționale, invocă această lacună legislativă și își rezervă dreptul de a nu fi internați. Este foarte bine acțiunea a făcut. Nu da. Să purtați măști? Da, da. Și noi și copiii mici. Da. În momentul de față nu prea o purtați bine. Adică... Da, da. Autoritățile au împărțit și măști de protecție din poartă în poartă și din mână în mână, fără mânuși. Să aveți grijă dumneavoastră și de cei care sunt dumneavoastră, să respectați toate măsurile de protecție. N-are sens să-i puneți în pericol, mai ales pe cei care... Astfel de acțiuni vor continua și în alte cartiere din Târgu Jiu, unde există riscul ca numărul de îmbolnăviri cu noul coronavirus să crească în perioada următoare. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât în spitalul din oraș nu mai este niciun loc pentru bolnavii de COVID-19, iar în Târgu Cărbunești sunt deja 62 de pacienți internați, cei mai mulți de la izbucnirea pandemiei.